Bine v-am regăsit la știri, vă propun să urmărim principalele titluri ale zilei. Descoperire macabră făcută de o femeie în vârstă de 44 de ani care locuiește lângă groapa de gunoi a devei. În timp ce scotocea prin mormanele de gunoi, a dat peste o pungă de plastic în care se afla corpul neînsuflețit al unui bebeluș. Nu există an în care să nu auzim că cel puțin un copil a fost abandonat. La fel este și în acest an, când 15 copii au fost lăsați de izbeliște prin spitale. Iar deputatul liberal Bogdan Țâmbău a făcut o serie de declarații publice prin care acuză guvernul Ponta de lipsă de interes în rezolvarea crizei fără precedent în care se află complexul energetic Hunedoara. O delegație de francezi a vizitat comuna hunedoreană Sfântă Maria Orlea. Acest lucru a fost posibil în cadrul proiectului Erasmus+, denumit și centre de vacanță în România pentru bucuria copiilor. Câteva zeci de popicari veterani din întreaga țară s-au întrecut la Doborât Popice la Hunedoara în cea de-a treia ediție a memorialului Mihai. Și acum știrile pe larg. Descoperirea macabră făcută de o femeie în vârstă de 44 de ani care locuiește lângă groapa de gunoi a devei. În timp ce scotocea prin mormanele de gunoi, a dat peste o pungă de plastic în care se afla corpul neînsuflețit al unui bebeluș. Potrivit medicilor legiști, fătul a fost născut viu în urmă cu aproximativ 2 săptămâni și este vorba despre o fetiță născută la termen. Oamenii de legi au demarat o anchetă, iar cea care i-a dat viață riscă o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani dacă se face vinovată de uciderea copilului. Fătul găsit decedat. O femeie care locuiește în barăcile din zona gropii de gunoi de la marginea municipiului Deva a făcut ieri după masă o descoperire lugubră, în timp ce săpa printre mormanele de gunoi a dat peste o pungă de plastic pe care a deschis-o, iar în interiorul acesteia era un bebeluș mort. Speriată, a alarmat organele abilitate care au sosit la fața locului ridicând trupul micuțului. Bebelușul a fost transportat la morgă pentru a-i se efectua necropsia, iar în urma acesteia specialiștii au stabilit că fătul găsit decedat pe la rampa de gunoi era de sex feminin, născut la termen, născut viu, iar cauzele de deces sunt cu multă probabilitate o compresie craniană. Urmează ca prin examene histopatologice și de profil genetic să se stabilească atât identitatea, cât și cauzele precise ale decesului. Dacă se va face un test ADN, cât va dura acest? Este obligatoriu să se facă pentru a se identifica identitatea. Doar după efectuarea testului ADN se va putea stabili cine este mama acestui bebeluș. Potrivit unor surse, se pare că cea care a dat viață micuței este din Simeria, are 45 de ani, iar acasă ar mai avea 7 copii. Femeia ar fi născut-o pe fetiță chiar în baia locuinței sale și este posibil ca în momentul în care a născut, în data de 28 aprilie 2015, fetița să fie avut ceva complicații și să fi murit, moment în care a luat decizia de a-și arunca propriul copil băgat într-o pungă de plastic la un tomberon din Simeria, ulterior ajungând la groapa de gunoi. Potrivit legii, uciderea, orvătămarea nou-născutului săvârșită de către mama aflată în stare de tulburare psihică imediat după naștere, dar numai târziu de 24 de ore, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Peste 350 de angajați ai termocentralelor Mintia și Paroșeni au pichetat în această după-amiază sediul prefecturii județului Hunedoara. Oamenii au protestat față de situația dificilă în care se află complexul energetic Hunedoara și au vrut astfel să atragă atenția guvernului asupra nesiguranței în care își desfășoară activitatea și a temerilor că mulți dintre ei și-ar putea pierde locurile de muncă. Protestul energeticienilor a început în jurul orei 15:30, când peste 300 de oameni s-au strâns în fața prefecturii județului Hunedoara. La scurt timp, angajaților de la termocentrala Mintia li s-au alăturat câteva zeci de salariați de la termocentrala Paroșeni. Mitingul a fost organizat de Sindicatul Liber Independent Electrocentrale Deva Mintia. Este primul dintr-o serie de acțiuni de protest prin care sindicaliștii vor să atragă atenția asupra situației economice dezastruoase a complexului energetic Hunedoara. Primul motiv ar fi cel mai important, reprezintă situația economică dezastruoasă a complexului energetic Hunedoara la ora care vorbim, care ne-a făcut să ne prezentăm în fața prefecturii și de a sensibiliza, în primul rând, politicienii
guvernul pentru acordarea ajutorului de stat. Noi suntem pentru ajutorul de stat, pentru a menține locurile de muncă din cadrul Cehului și implicit a județului Hunedoara. Dacă se închide complexul, o să fie 18.000 cel puțin de locuri de muncă. Fără locuri de muncă. Asta, pentru asta protestăm, să ne ajute guvernul cu ajutorul de stat. Cerem guvernului României să înființeze o celulă de criză economică, să-și trimită reprezentanții aici în teritoriu și să încerce tot ce se poate din punct de vedere economic, pentru că guvernul are pârghiile economice, politice, prin care poate să salveze aceste locuri de muncă. Sindicaliștilor de la Mintia și Paroșeni li s-au alăturat și angajații altor întreprinderi din județul Hunedoara. În schimb, la acțiunea de protest nu au participat membrii sindicatului Muntele, cel de-al doilea sindicat reprezentativ din cadrul complexului energetic Hunedoara. Aceștia vor organiza un meeting în data de 22 mai în Valea Jiului la sediul CEH din Petroșani. Jandarmii au asigurat buna desfășurare a meetingului din Deva, care s-a desfășurat fără incidente. Unele cupluri luptă ani la rând pentru a avea un copil și nu reușesc, alții însă dau naștere unor micuți pe care ulterior îi abandonează prin spitale. Unele femei, căci mame nu se pot numi, își lasă micuții chiar la secțiile de nou-născut sau pediatrie. În majoritatea cazurilor, aceștia fie ajung în grija rudelor, fie a unui asistent maternal, iar în ultima fază în centrele de plasament. Nu există an în care să nu auzim că cel puțin un copil a fost abandonat. La fel este și în acest an, când 15 copii au fost lăsați de izbeliște prin spitale. Deci, la nivelul județului nostru, în acest an, avem un număr de 15 copii pentru care s-a impus măsură de protecție. Spun 15 copii în sensul în care pentru 7 copii provenind din spitale, fie de la nou născut, fie din pediatrie, s-a identificat măsura de protecție la asistentul maternal. Pentru ceilalți, identificându-se rude la nivelul familiei proprii. Din păcate, sunt și copii care, după ce că au fost abandonați, au fost plimbați de la rude la asistenți maternali ca într-un final să ajungă în centrele de plasament din județ. Sunt situații în care copiii, fiind de vârstă un pic mai mărișoară, în vederea menținerii copiilor în proximitatea familiilor lor naturale, pentru 5 copii s-a stabilit măsură de protecție în cadrul centrelor noastre de plasament. Din fericire, numărul acestor copii este în ușoară scădere față de anii anteriori, deoarece legislația pune mult mai mult accent pe implicarea și oferirea de servicii în plan local și doar după epuizarea acestora se solicită o măsură de protecție. Paradoxal, deși și-au abandonat copiii, cei care au acum grijă de micuți trebuie să țină legătura în permanență cu părinții acestora. De asemenea, angajații de GSPC verifică periodic starea materială a părinților și dacă situația lor se schimbă în bine. Sunt și situații în care, da, din nefericire, situația părinților nu permite reintegrarea și după demersurile legale în care trebuie să faci dovada reală de eșec, reintegrare, pentru acești copii, în conform legislației, se urmărește deschiderea procedurii de adopție. Adopție care se realizează destul de greoi, însă probabil se vor mai face anumite modificări la această lege, pentru ca cei care doresc să înfieze un copil să nu mai fie nevoiți să dea piept cu atât de multă birocrație. Situația critică prin care trece complexul energetic Hunedoara îi lasă pe mineri și fără bonurile de masă lunare. Iar dacă asta nu era de ajuns, ortacii port pierde și masa caldă pe care o primesc zilnic înainte de intrare în subteran. Creditele bancare pe care le are complexul energetic Hunedoara este cauza principală a întârzierii bonurilor de masă de care minerii și energeticienii trebuiau să beneficieze încă din data de 10. Întârzierea acordării acestui drept, repet, întârzierea, se datorează faptului că cei din administrație au fost obligați în această perioadă să facă anumite plăți fără de care activitatea noastră s-ar fi blocat. Și aici vă exemplific, în primul rând, linia de credit de la CheckBank, care trebuia acoperită cu o sumă nu mică, de ordinul milioanelor, și, bineînțeles, onorarea biletelor la ordin pe care le-a lăsat moșterire fostul director general, actualului director general. Ele se vor da,
Așa ne-am înțeles cu cei care conduc complexul energetic Hunedoara, că se vor găsi fonduri undeva către data de 15, când este și ziua de plata salariilor. Mai mult decât atât, până când se vor găsi fondurile necesare pentru acordarea tichetelor, ortacii își pot pierde și acea masă caldă pe care o primeau înainte de intrarea în șut. Păcate, este una dintre firmele care furnizează un serviciu pentru salariații complexului. Nu este singura în această situație, bănuiesc că este una dintre cele care au acumulat creanțe foarte mari la nivelul complexului și, așa cum am spus de cele mai multe ori, și ei la rândul lor au angajați care trebuie plătiți, au dări la stat care trebuie plătite, au furnizori de la care cumpără marfă. Probabil că sunt și ei în pragul unei incapacități de plată pe acest fir și dacă nu vor primi din banii care li se cuvin, vor ajunge să sisteze acest serviciu. Nu știu în acest moment dacă chiar se va întâmpla acest lucru, dar este posibil. Asta e situația în care am fost aduși. Iar deputatul liberal Bogdan Țâmpău a făcut o serie de declarații publice prin care acuză guvernul Ponta de lipsa de interes în rezolvarea crizei fără precedent în care se află complexul energetic Hunedoara. Potrivit liberalului, chiar dacă împrumutul de stat pentru certificatele CO2 la termocentrale nu soluționează criza, măcar se creează premisele apariției unui plan de restructurare viabil. Guvernul tot amână de 2 săptămâni emiterea ordonanței de urgență de alocare a împrumutului de stat în valoare de 167 de milioane de lei către complexul energetic Hunedoara, cu riscul unei amenzi de 120 de milioane de euro dată de Comisia Europeană. În fapt, Bogdan Țâmpău spune că dacă executivul nu va acorda împrumutul, finalul este dispariția mineritului și producției de energie din județul nostru. Prezenta seară în emisiunea Provocarea la Hunedoara TV, deputatul liberal a explicat însă că, și dacă vor fi dați banii, situația rămâne complicată, șansa fiind un program de reorganizare și restructurare aspru și viabil, cu amânarea dezastrului până anul viitor. Și dacă în urma acestei reorganizări, să zicem că de la 390 de lei, reușesc să reducă prețul la 300 de lei, oricum va fi cu mult peste prețul de vânzare. Se vor pierde 150 de lei, nu 200, 250 de lei, se vor pierde 150 de lei pe megawatt, dar tot nu va fi rentabilă. Ceea ce înseamnă că amânăm o soartă a acestui complex energetic de pe, să zic, din luna octombrie, o amânăm până în martie anul viitor. Ca variantă de soluție la problemele complexului energetic Hunedoara, Bogdan Țâmpău crede în fuziunea termocentralelor Mintia și Paroșeni cu Societatea Hidroelectrica, un mix energetic care ar putea rezista pe piața de energie, în condițiile în care termocentralele produc previzibil indiferent de condiții externe, iar hidroelectrica produce foarte ieftin, dar mai puțin previzibil. Milioane de oameni din mai multe țări europene sărbătoresc astăzi Ziua Europeană a Drepturilor Pacienților. Această zi amintește de dreptul fiecărui asigurat care trebuie să fie informat cel puțin o dată pe an prin casele de asigurări de sănătate asupra serviciilor de care beneficiază, nivelului de contribuție personală și a modalităților de plată, precum și asupra drepturilor și obligațiilor sale. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării. Cel puțin ca în toată comunitatea europeană, pacienții în România beneficiază o serie întreagă de drepturi, începând de la actul medical de urgență până la actul medical de înaltă calitate și tehnicitate și se pot adresa oricărui medic care doresc din orice spital. De asemenea, pacienții au dreptul să fie respectați de către cei care se adresează pentru un act medical. De asemenea, sunt necesare noi abordări mai eficiente și mai inteligente pentru a schimba ceea ce nu corespunde situației actuale din domeniul sănătății. Atenția, analizele cum trebuie, consultația cum trebuie, deci astea. Mai multă îngrijire, și curățenie mai multe și multe, sunt multe de făcut, dar nu sunt la ora actuală. Să se poarte frumos cu ei, să le fie aproape de boala pe care o suferă, că dacă medicii și asistentele vorbesc frumos cu ei, înseamnă că
mă alină puțin din durerea care o are pacientul. Această zi a drepturilor pacienților a fost înființată în decembrie 2001. Un turist din București a fost amendat cu 250 de lei de jandarmii montani pentru că făcea plajă pe o pătură în incinta sitului arheologic Sarmizegetul Saregia. Agenții de pază care acționează pe teritoriul sitului arheologic Sarmizegetul Saregia au anunțat jandarmii montani că un turist a campat în incinta monumentului istoric și în pofida avertismentelor nu a vrut să se conformeze. Jandarmii montani au surprins un turist din București care își întinsese o pătură în incinta sitului arheologic și stătea la soare. Bărbatul a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea regulamentului de vizitare a monumentului istoric cu suma de 250 de lei. Situl arheologic Sarmizegetul Saregia se află în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, iar Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara participă la protejarea monumentelor istorice, a patrimoniului arheologic și a mediului înconjurător, precum și la creșterea gradului de siguranță a turiștilor. Jandarmii recomandă turiștilor să respecte regulile de vizitare a sitului arheologic, accesul în incintă fiind permis numai prin locurile și pe traseele stabilite și marcate. O delegație de francezi a vizitat comuna hunedoreană Sfântă Maria Orlea. Acest lucru a fost posibil în cadrul proiectului Erasmus Plus, denumit și Centre de Vacanță în România pentru Bucuria Copiilor. În cadrul proiectului Erasmus Plus, denumit și CVRBE, adică Centre de Vacanță în România pentru Bucuria Copiilor, la Sfântă Maria Orlea a fost prezentă o delegație franceză. Partenerii implicați în dezvoltarea proiectului sunt Asociația Kemper Sfântă Maria Orlea și Asociația Intercomunală Țara Hațegului, iar în derularea sa 5 școli din România și 3 centre de loaziri din Franța. Scopul vizitei delegației franceze este de fapt ultima fază a proiectului, organizarea a 5 centre de vacanță pentru a răspunde nevoilor copiilor de a petrece timpul liber vara. Avem prilejul astăzi să fim gazda unei delegații franceze și mulțumesc pe această cale domnului președinte Jean Lemond, care ne vizitează de ani, cu mulți ani în urmă, prin anumite acțiuni făcute pe raza comunei Sfântă Maria Orlea. Et aujourd'hui, c'est un peu, pardon, une mission technique. Și astăzi avem o misiune tehnică. C'est un peu venir à la rencontre de ces 5 centres de loisirs. Să venim puțin în ajutorul celor. Qu'il y aura cet été en Roumanie. De vacanță care va funcționa în vara aceasta aici în România. Des animateurs français viennent collaborer avec des animateurs roumains. Animatori francezi vin să colaboreze cu animatori români. Pour mettre en place des activités. Pentru a pune în practică activități, pentru a organiza activități. Pour l'ensemble des enfants de la commune et des communes avoisinantes. Pentru copii din comună și din comunele învecinate. Se desfășoară aceste centre de vacanță, sejururi lingvistice, încă din anii 2000, dar anul acesta este o noutate pentru că anul acesta este derulat în cadrul unui proiect Erasmus Plus, un proiect pentru care le mulțumim coordonatorilor francezi. În sfârșit, suntem parteneri într-un proiect Erasmus Plus, proiecte care tind să facă mai ușoară intrarea tuturor în Europa. Cele 5 centre de vacanță vor fi în Sfântă Maria Orlea, Nălați, Bretea, Densuș și Pui și vor fi deschise în luna august a acestui an. Sute de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii de la serviciul rutier în urma desfășurării în ultimele 3 zile a mai multor acțiuni de control. Vizați au fost în special șoferii vitezomani. Șoferii care au apăsat prea mult pedala de accelerație au fost sancționați de polițiștii din cadrul serviciului rutier județean Hunedoara. Astfel, timp de 3 zile, toți conducătorii auto care au încălcat regulile de circulație s-au ales cu sancțiuni. Aceste acțiuni au avut ca și coordonată principală combaterea excesului de viteză și au fost aplicate mai mult de 200 de sancțiuni contravenționale, dintre care 132 de amenzi au fost aplicate pe numele unor conducători auto care au depășit limita legală de viteză în localitate sau în afara localității. Nu în ultimul rând, polițiștii au dispus ridicarea în vederea reținerii a 3 permise de conducere, 2 dintre acestea fiind reținute pentru depășirea limitei legale de viteză cu mai mult de 50 de km pe oră. De asemenea, au fost reținute și 3 certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice ale autoturismelor depistate în trafic. Vă propun să urmărim acum grupajul de știri pe scurt.
Reprezentanții primăriei municipiului Deva fac apel la înțelegerea devenilor și asta deoarece în ultimul timp în localitate s-a dat startul mai multor lucrări de reabilitare. La trei dintre proiecte au început deja lucrările, iar zonele ce urmează a fi reabilitate s-au transformat în adevărate șantiere. Până în 31 decembrie, piața Aras, platforma Ardealul, bulevardul Dacia și zona adiacentă, bulevardul Iuliu Maniu, integral bulevardul Decebal de la intersecția cu strada Avram Iancu și până la intersecția cu bulevardul Iuliu Maniu, se vor transforma total. În toată această perioadă, în perimetrele supuse modernizării, va fi mult zgomot, se va lucra inclusiv sâmbăta, chiar și duminica la nevoie. Vor fi echipe de muncitori și utilaje, se va crea disconfort. Din acest motiv, se apelează la înțelegerea devenilor care circulă sau locuiesc în apropierea acestor zone transformate în șantier. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara anunță participanții la trafic că în luna mai 2015 continuă recensământul de circulație rutieră pe autostrăzile de pe raza județelor Arad, Hunedoara și Timiș, precum și pe o parte din drumurile naționale de pe raza județelor Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți și Timiș. Recensământul traficului rutier, care se va încheia în data de 14 noiembrie 2015 la ora 20, are drept scop determinarea repartiției și evoluției în timp a traficului de vehicule de marfă și persoane pe rețeaua de drumuri publice interurbane din România și stabilirea gradului de solicitare din trafic a acesteia. În zilele de 12, 14 și 26 mai, între orele 8 și 15, vor avea loc lucrări de distrugere de muniție în poligonul Dealul Paiului. Populația este rugată să nu intre în poligon pe timpul executării lucrărilor de distrugere a muniției în acest interval orar. Albia râului Cerna va fi curățată de deșeuri și vegetație uscată. Porțiunea vizată este de la limita comunei Teliuc și până la intrarea în municipiul Hunedoara. Această acțiune a fost pornită la inițiativa viceprimarului municipiului Hunedoara, cel care a solicitat acceptul pentru derularea acestei acțiuni de ecologizare și reprezentanților Administrației Naționale a Apelor Române. Se pare că Albia Cernei nu a mai fost ecologizată de aproximativ 20 de ani. Continuăm știrile după o scurtă pauză publicitară. Continuăm jurnalul cu știrile din sport. Câteva zeci de popicari veterani din întreaga țară s-au întrecut la Doborât Popice la Hunedoara în cea de-a treia ediție a memorialului Mihai Toroc. La final, cei mai buni au fost răsplătiți cu trofee. Cazele au profitat de faptul că au evoluat pe teren propriu și s-au impus la toate categoriile. Regretatul popicar hunedorean Mihai Toroc nu a fost uitat nici în acest an. Peste 50 de popicari veterani, foști colegi de echipă sau adversari din întreaga țară și-au dat întâlnire la finele săptămânii trecute în cocheta arenă cu 6 piste a Clubului Sportiv Siderurgica Hunedoara pentru a-i cinsti memoria în concursul amical care îi poartă numele. Popicarii cu tâmple sure împărțiți pe trei categorii de concurs, individual femei și bărbați și pe echipe, au lansat bile și au doborât popice toată ziua, iar mai apoi, în așteptarea oficializării rezultatelor și a festivității de premiere, au depănat amintiri din vremurile în care bila era parcă mai ușoară, iar de dureri de spate sau articulații nici vorbă. Cum a fost competiția de la Hunedoara? Frumoasă, dar grea pentru noi care jucăm de 5 ori pe an. E mai grea bila de popice acum decât în prima tinerețe, când era jucătoare? Sigur, la 60 de ani mai poate să fie ca la 30, nu? Foarte strânsă, competiție foarte strânsă, că toți suntem buni, bătrâni de buni. Sportul te menține în formă la orice vârstă. Deci eu joc de la 18 ani și acum am 57, deci se pare că fără sport, o dată pe săptămână, te simți mai obosit, mai bolnav. E mai grea bila de popice ca în prima tinerețe? Acum da, acum e mult mai grea. La tinerețe o pun mult mai ușoară. Și nu aveam niciunde să ne pregătim. Noi aici venim din Timiș, venim aici la Hunedoara să ne pregătim, că nu avem sală. Cu ce gânduri ați venit astăzi la Hunedoara? Păi să câștigăm cupa.
Popicarii gazde au pus mâna pe cele mai multe cupe. Hunedorencele au acaparat podiumul la feminin în următoarea ordine. Doina Veșterman, Elisabeta Ebel și Elena Păcurariu. Maestru al sportului Nicolae Popa a fost cel mai bun dintre domni cu 538 de popice doborâte, iar CS Siderurgica Hunedoara a fost cea mai bună echipă cu un total de 2061 de popice doborâte. Organizatorii s-au bucurat că întrecerea a strâns un număr mare de participanți. Mă bucur pentru că Hunedoara a aliniat astăzi 4 echipe de veterani, care sunt un bun exemplu pentru tinerile generații care cresc la noi aici în Hunedoara. Și chiar o parte din ei au venit să-i vadă pe cei mai vârstnici cum concurează. Și acest lucru mă bucură pentru că înseamnă că există preocupare. Tot în acest an, în luna august, dar la Arena de Popice de la Cinciș, se va desfășura Campionatul Național de Popice al Veteranilor. Cu 4 etape înainte de finalul Campionatului Județean de Fotbal Hunedoara, liderul CNS Cetate Deva își menține avansul de 5 puncte în fruntea clasamentului. În runda disputată la finele săptămânii trecute, CNS Cetate Deva a învins la limită pe Retezatul Hațeg. Într-un joc care a contat pentru etapa 26-a, liderul campionatului județean de fotbal, echipa CNS Cetate Deva a învins cu scorul de 3-2 la pauză 1-0 formația Retezatul Hațeg, la capătul unei partide pe care a dominat-o, dar pe care a încheiat-o cu emoții. După o oră de joc, devenii conduceau cu 3-0. În ciuda scorului descurajator, hațeganii nu au renunțat la luptă și au reușit să reducă din diferență și să se apropie la doar un gol. La jocul disputat pe stadionul Cetate, asistat în calitate de observator de joc și președintele Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, Mircea Sârbu, și tatăl antrenorului lui CNS Cetate Deva, Marius. În aceeași rundă s-au disputat și meciurile Jiul Petroșani, Șoimul Băița 2-4, Minerul Uricani, Aurul Brad 0-3, Dacia Urăștie, Aurul Certej 3-6, Inter Petrila, Gloria Giugiu 3-1, Hercules Lupeni, Universitatea Petroșani 4-0, Metalul Crișcior, CS Vulcan 3-8, Victoria Călana Stat. În clasament conduce CNS Cetate Deva cu 62 de puncte, urmată de Hercules Lupeni cu 57 de puncte. Locul 3 este ocupat de Șoimul Băița cu 56 de puncte. Pe pagina electronică a cotidianului Ziarul Hunedoreanului, pe care o puteți accesa la adresa www.zhd.ro, găsiți casetele tehnice ale celor 7 jocuri ale etapei a 26-a și clasamentele seniorilor și juniorilor. Să aflăm acum datele despre vreme. Vă propun să rămâneți alături de noi pentru că de la ora 19 Mircea Mihuleț vă invită să urmăriți emisiunea Întâlniri, unde îl va avea ca invitat pe solistul trupei Sarmalele Reci, Flaviu Crișan. Iar de la ora 20 Ionuț Drăgotesc vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI, invitat fiind primarul municipiului Deva, Petru Mărginean. Eu vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Cerul va fi senin în această noapte în toate zonele din județul Hunedoara. Maxima nopții de 9 grade Celsius se va înregistra în Hunedoara, Simeria, Brad și Călan. 7 grade vor fi în Petroșani, Petrila și Uricani, iar cel mai frig va fi în Orăștie, Hațeg și Giugiu, unde termometrele vor indica 6 grade. Mâine vom avea parte de o zi frumoasă de primăvară. Minima zilei de 21 de grade Celsius se va înregistra în Petroșani, Petrila și Uricani, iar maxima de 24 de grade se va întâlni în Simeria, Hunedoara, Hațeg și Călan. În municipiul reședință de județ, în această noapte vom avea un cer senin și o maximă de 9 grade. Mâine însă și soarele își va face simțită prezența. În termometre vom avea 24 de grade Celsius.